Ciprian Titi Stoica, deputatul Alianței pentru Unirea Românilor, critică dur guvernul PSD-PNL pentru modul în care gestionează recalcularea pensiilor. Stoica afirmă că sute de mii de pensionarii români se confruntă cu scăderi semnificative ale pensiilor, în loc să beneficieze de majorările promise. Potrivit deputatului, cei mai afectați sunt pensionarii cu venituri mici și cei care au lucrat în condiții periculoase, ale căror sporuri nu sunt incluse în noua formulă de calcul. În replică, Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, recunoaște existența erorilor și îi îndeamnă pe pensionari să conteste deciziile. Aur oferă asistență juridică pensionarilor care se simt neîndreptățiți și îi încurajează să se adreseze filialelor partidului din toată țara pentru a formula contestații. Stoica sublinează că că este inacceptabil ca bătrânii să fie neglijați și menținuți în sărăcie de către statul român.